Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Tragedia care a înmărmurit lumea l-a făcut și pe Cătălin Botezatu să reacționeze. Celebrul designer a făcut zeci de scufundări în Marea Roșie. Fără să pățească ceva, Egiptul și Marea Roșie sunt recunoscute în toată lumea pentru cea mai frumoasă mare, pentru că acolo se realizează cele mai tari scufundări. Vorbesc de scuba diving și snorkeling, iar flora, fauna submarină este una dintre cele mai frumoase din lume, dacă nu în top 3. În ceea ce privește rechinii în Marea Roșie și în zona Egiptului. Eu cred că este o întâmplare nefericită, ea s-a produs, nu neapărat pentru că există rechinii în Marea Roșie care atacă, pentru că așa ceva nu există. Eu cred că este și o manipulare. Poate că putem merge până acolo, cât să ne gândim că, așa cum s-a întâmplat și cu atentatele, e o strategie împotriva turismului din Egipt, care, într-adevăr, e pe cai mari, să nu uităm, cu ani în urmă au sacrificat două avioane cu turiști străini. Deci niște atentate teroriste. Tocmai ca să le ucidă turismul acestei țări frumoase, pe care eu, de altfel, o ador. Problema cu rechinul cred că este un caz izolat. Pentru că eu am făcut de zeci de ori scufundări în Egipt în Hurghada, cât și la Sharm el Sheikh, a declarat Cătălin Botezatu, poți merge până la teoria ale conspirației și să spui că cineva a făcut în așa fel, ca un rechin sau poate mai mulți rechini să fie agresivi. Dar eu recomand în continuare Egiptul, recomand scufundările. Divingul și snorkelingul sunt cele mai frumoase. Ei au cele mai frumoase recife de coral din lume. Recomand călătoriile pe mare, pentru că eu nu am văzut în viața mea atât de mulți delfini la un loc. Pentru a vedea mai multe știri de acest gen,